E mai bine, pentru că a făcut analogie cu ce s-a întâmplat anul trecut, cu acel offside pe care nu l-au ridicat la meciul cu Voluntari și că au fost foarte aproape de a câștiga campionatul. Gigi chiar spunea anul trecut că este campion. Mai trimite că spune, da. Sunt campion, da. Domnule, eu am bătut, ne-au furat acolo la meciul ăla și sunt campion. Va fi greu, pentru că în play-off vor fi cel puțin 5 echipe care vor juca cu săbile pe masă. Da? Probabil că va intra și Sepsi, a șasea, și atunci orice meci pe care îl pierzi... O zic să ne mai gândim cu Sepsi. Sepsi e într-o cădere de formă foarte puternică. Să știi, i-am văzut... Au 33 de puncte dacă primești cele 3 puncte la meci. Da, vedem ce se întâmplă. Acolo se va decide. Dacă Craiova, după cum începuse meciul de la Sepsi, în care primele 25 de minute au aparținut Craiovei, dacă ați văzut așa, câștiga la Sepsi, eu cred că l-aveam și pe Mititelul la nebunie acolo. Și la cum a jucat Craiova ultimul meci acasă cu Cluj, 5-0 ăla, dar ce se va întâmpla cu spectatorii? Gândiți-vă puțin, doar gândiți-vă, închideți ochii și gândiți-vă. Play-off cu ambele Craiova, Faru, CFR, da? FCSB și Rapid. Și mai gândește-te așa la ultimul meci, să se joace cu titlul pe masă două meciuri. Să fie cam toate la egal de puncte, în ultima etapă să se joace două meciuri. Nu, va fi nebunie, deci va fi un play-off. E cel mai disputat din istorie, indiferent cum a fost în 97 atunci, noi cu Bistrița acasă și Rapidul la Craiova. Da, da, diferența este că acum sunt 5-6 echipe toate cu nume, nu e Bistrița. Acum e Rapidul, ca nume vorbesc în primul rând, știi? Ai Rapidul, ai Farul, Hagi. Nu, înțeleg ce spui, dar înțeleg, eu zic ca nume, ca notorietate. Acum vorbim de Rapid, vorbim de derbiul FCSB Rapid, CFR Rapid, Farul lui Hagi cu FCSB, nu mai vorbesc de Craiova, că nu e închisă 100%, nici cu Mititelul 100%. Șansele sunt sub 5% pentru Mititelul. Așa. Totul însă va depinde de ce va hotărî Comisia de Disciplină. Poate dau rejucare din minutul 25. Nu știu cum e, nu știu dacă există asta în regulament, nu recunosc, nu sunt special, nu știu dacă există asta, rejucare. Există din minutul 25? Andrei? Nu știu, comisia trebuie să... Am înțeles, bravo, ai grijă. Am de la domnul Stoichiță. Ai grijă, da. Păi Stoichiță seara cu câte... Nu vrea să ia avertisment, Andrei. Câte amenzi are Stoichiță. Uite, mă uitam la povestea asta cu Ghencea. Sincer, mi se pare, cum să spun, deja că se sfidează orice fel de bun simț. La ce se întâmplă? Ce a spus ministrul? Adică, ministru, 30.000 de euro mentenanță pe lună la gazon. Mentenanță doar gazonul, oricând. Stai, doar gazonul, doar gazonul. Fără... Deci, asta ce spun cei de la CSEA, că să fac lucrări de mentenanță. Nu, lucrări de mentenanță să fac în fiecare zi. Da? Pentru că trebuie să ai oameni, o firmă specializată care să ocupe de acel gazon. Că faci lucrări de mentenanță... Auzi la Ploiești asta cu mentenanța la gazonul ăla? Da, l-avem pe Vasile și pe George cu mentenanța. Care cu... dau cu noroi aia ce fac. Dau cu noroi, nu? Avem aia, avem mătura, ciotul de mătură aia, pentru tușat. Nu, mentenanță. Ce înseamnă mentenanță? Adică să ai grijă de gazon, să-l scarifici, să-l aerezi, să-i dai mâncare, adică vitamine, să-l tunzi, să-l uzi. Asta înseamnă mentenanță. Ceea ce spun... Să... Folosesc cuvinte din astea care să facă orice... Ce spun cei de la CSEA, nu te spune, e comic. Păi noi ne costă mentenanța la gazonul la Ploiești vreo 1000 și ceva, 2000 de euro pe lună. Și pe ei 30.000. Da. Nu, dar nu e comic ce, cum vin, cu ce vin? Știm foarte clar din cauza cu ei. În cauza Peluzei Sud. Pentru că acolo nu se întâmplă ce... Dacă va veni FCSB joace cu Peluza Nord, va veni și Peluza Sud să susțină cealaltă echipă care joacă cu FCSB.